Student fiind la Universitatea de Petrol și Gaze, am petrecut foarte mult timp în această zonă. Până la urmă era cel mai apropiat restaurant de facultate și cred că foarte mulți dintre cei care au terminat în acea perioadă institutul își aduc aminte cum arăta și îi invit să vină astăzi să vadă cum arată noul hipodrom. Este o construcție uimitoare, va fi una dintre cele mai plăcute locuri de agrement pentru oricare dintre ploieșteni și cred că, într-adevăr, este una dintre marile realizări ale noastre, ale cetățenilor.